Bună dimineața, Nemiș. Bine, bună dimineața la 1. Bună ziua. Bună ziua, păi da? Ce faci, Nemiș? Te-am terminat de jumătate chiar bat în trandafiri. Cum te-ai gândit să vii la noi, la mine? Păi dacă m-ai chemat. Dacă nu m-ai chemat, nu vreau. Da? Păi da. Te-am chemat să o ajut pe mama. A venit... De... Ajut, în fiecare an ce ne-a făcut. Păi da? Mi-a venit de a tăiat iarba de aici, din ronturi. Vedeți? Peste tot. Și... Face curat, Nemișu, pe aici. Ce mai ai de făcut, Nemișu? Am zis să mă duc să mă buc să care iarba de aici. O să o las în mijlocul curții. Și unde o aduni? Acolo, în baracă. Te trebuie să chemăm pe ăla. Crește, Nemișu, iarba asta, știi cum? Da, foarte repede crește. Nu. Crește foarte repede. Și am zis să ne cumpărăm o motocoasă, cât o fi, 3-4 milioane. De că să-i dăm lui ăla un milion și ceva pe la săptămână, săptămână, unde ajungem? Aveam noi, dar nu știu ce trebuie să o facem, să reparăm de aia unde o împinge, cum se numește. Cărucior de la gen. Dar nu taie, aia taie mai bine la mână. Nu. E mai bună aia. Mai bine taie căruciorul, că taie uniform. Drept. Mâna-ți mai tremură. Mai văzut că e crescut de iarbă. Da, o ba și iarbă. Da. Eu cu ăla făceam la sâcă prima oară. Căruciorul ăla. Aveam căruciorul așa. Și mergea așa ca căgăzon. Dreptă, păi da. Ba, e răcoare, ba, e soare, nici noi nu mai înțelegem. Să știu, uite, acum am venit răcoare. Și mie. Am stat cu la soare, am încălzit, am venit să și mă bag din nou cu la soare. Am venit ăsta mică. Rândul ăla mai aveți, nu? V-a crescut ceapa? A crescut și la bunica ta Miloara și la bunica ta Stela. La mata acasă, a crescut, zic. La mine n-am pus. N-am pus, nu. N-am avut timp să pun. Păi ți-a pus mădălina, am văzut. A, aia care am pus-o cu mădălina, am uitat. A, da, bă, am pus. Da, da. Aveți și apă acum. Ce ați mai pus acolo, ce ai mai pus? Am pus și usturoi, dar văd că usturoi n-a ieșit. N-a ieșit? Cred că a pus prost usturoi. Celelalte 3-4 rezoare de ceapă au ieșit toate. Da, mata, ați fost, ce ați fost, inginer de mult? Nu. Nu am fost inginer. Și ce ați fost? Operator tubul și baghetă de sticlă. Ce înseamnă aia? Făceam... Pe limba mea, Nemișu. Termometre, biurete... Asta făceam, de sticlă. Bulbulețe și ornamente pom de iarnă, tot de sticlă. Nu. Aia fost de sticlă. Că după revoluție s-a terminat cu ea, m-a apucat de zugrăvit. Nu, a fost de la Nemișcu, de la... Na. Camarian Universal. Da. David. Și dacă nu vă chemam, eu nu veneți, a? Nu, la ce să vin la om nechemat? Bag la poartă, bă, ai treabă cu mine, n-ai treabă. Nu neapărat că să vii să... Băi, neapărat să vii să ne ajuți. M-am făcut cafeaua asta prea tare. Ia uitați, prieteni, ce scurt. De ce frumos a dat vița aia? Care? Via. David. Ce facem, Nemișu?
Mai spăla și curtea alea mai. Cum? Scurtea sau nu mai? Nu mai spală, o spală Dumnezeu. Adică ai, ai zis să plouă, nu vrea să plouă. E, plouă eu când vrea, ai văzut. Când ai treaba tot de-a plouă. Deci în curte treaba. Și mâine unde sunteți? A zis mamă ta să vin tot în pace. Face mult din apoișor. Vreau să se mute. Păi n-am vin afară, gata. Aia, păi vine, dar oricum să fie curat. Păi nu, cred că e a treia, a patra oară când face mama curat în foișor și iar se pune praf. Se pune că-i vânt. Vă era doar prieten să-l vedeți pe Neamin și la mine în curte? Hai că revenim, prieteni. Hai salut. Hai salutare, prieteni. Continuarea la cotețul ăsta. Și veni în ajutor și bunica. Da, persiga ți-a dus o murături. Eu da? Am murături mingașică. Că facem cutiețul. Ce să fac cutiețul? S-a mâncat murături. Nu ne ajută la cuteț. Ba da, te-a. Adu și pui tăi aici. Să-i crești. Lei sunt mai mărișori. Au crescut. Nu am mâncat cutiețul, ce-i muzitilor? Să tine din apă. Băi, ți-a adus curcanii să-i crești aici, de pe aici. Da, mamă, dar stai. Adu toți curcanii lui sorul ta. Cu ce mi-e rău de la cui? Acolo, din spate, mă, din coteț. Da. Am o grămadă pe curte acolo. Ți-i aduc? Eu nu mănâncă nici pui, a zis mama. O cocoș, o langal. Babă, a avut dreptate Dana criminala, pe bune, un pui crescut de tine. Cum poți să-l tai să-l mănânci? Tu poți? De ce cum? Nu pot, să știu că l-am crescut eu și să-l mănânc. Păi de ce? Pe bune, mă, tu poți? Să mănânci puiul ăla și să crescut de tine. Ei, acum 2 ani am crescut o purcea, dar mică am luat-o, mică. Și am crescut-o, s-a făcut de 200 și ceva de tine. Auzi, și mai bine preferi să o vinzi. Dar i-a spălat cu furtunul pe acolo și am băgat apă cu furtunul pe ea. Băi, a răcit, am bolnăvit purcea, o gata să moară. Și n-am avut încotro, am tăiat-o că trăgea să moară. Băi! Și n-am mâncat din ea, abia am mâncat, mâncam și plângeam. Doamne, nu se vede ce plângeam, și plângeam, băi. Da. Până-i cum? Da. Au, mamă, mama atât a plâns când am tăiat-o. Da. Crește un lucru și după aia să-l mănânci. N-ai cum. Nu poți. Pe bune, nu poți. Nu pot. Marco. Vreau să-mi iau, mamă, ne trebuie un câine pe bătătură. Cumpăr o cățea sau un câine? Atâția câine are baba acolo la liceu. Nu de ăla. Nu mai le-a luat primarul. Mulțumim domnului primar. Mulțumim domnului primar pentru că ne-a luat câinile pe stradă. Da, pe bune, ne trebuie un câine măricel aici în curte. Ce faci, babă? Ce mai faci? Ce să-mi fac? De ce nu-i faci cu canalul separat lui baba? Care telefon? Are telefon 7. Da? Am stat destul fără telefon. De ce vă e năcați cam? Dacă nu eram eu cu ideea... Da, Marco a venit cu ideea și aici pe vlog când spui de chestia asta. Prieten, cum să pui pe un... din ăsta să pui... țiglă. Le-am zis să pună de folie din asta și gata, stupare. Punea țiglă, ce era? Țigăneală. Țiglă și după aia... Marco, s-a furat mașina, du-te! S-a furat mașina, voi. Hai. Frate, tu s-a furat mașina. De mare codul ăla. Hai că l-avem mare codul ăla. Mai trebuie. Revenim, prieteni. Gata, prieteni. Am mâncat. A fost bun peștele cu la grătare. Am mâncat. Și acum bem un pahar de sucreți. Și Neamișu, ce face acolo, Neamișu? Neamișu, uite, facem o masă, că o repară Neamișu. Să nu te lovești, David. Mi-a spus să nu mă țin. Acolo. Mi soare frumos. Te lovești și tu. Eu nu mă lovesc, că sunt un lucru.
Nu să umblu cu el numai lume. Apa, aici sunt pui. Vine Leonardo, zis Bobiță. Altul vine pe capul nou. Dar la grita ce e cu ochi. Precis. Am dat 15 lei pe un sport de la de mașină de ăla, dar nu... Ce sport? Unde spui telefonul pe magnet. Dar eu nu-l pun că... Trebuie să pun magnet. A venit. Salut, Alex! A venit la Alex. Ce face Alex? Nu-ți mai lăsa telefonul așa, că dau copiii cu el. Ține-l mână. Ce faci? Unde ai fost cu mine? La școală. Ia uși. Ce ai mâncat? Da. Cum a fost la școală? Foarte bine. Ne-am jucat cu toți profesorii rațele și vânători. Știi? Unde trebuie să arunce cu mingea și nu trebuie să te atingă mingea. E tare. E mișto, a? Da. Ți-a plăcut, a? Sport ai făcut, nu? Da. Educație fizică, ce e aia? Educație fizică, nu? Dita mai burta la ciobanul ăsta, uite. Da, uite că venirea până vitul, lumina, noi am avut grătarul, pește la grătar. Și așa nu pește ăla de la moarte, a? Și așa nu mâncam, că de, de, vorbește cu tine, da. Uite, vă filmează aici pe lumina, că a venit. Da, noi am mâncat. Noi mâncarăm tocană, făcut o tocăniță de pui. Ce faci, Neamișu? Ți-a bușul omul să vă vorbim. Am mâncat pește. Nu știu, ce pește era? Uite! Cod, cod, da. Nu cod. Da, ce e? Măta, știi că de măta ai mâncat aici cu ei. Nu știu ce pește era, ce ai mâncat? Salutare, prieteni! Suntem la vlog aici! Băbunică! Băi, Nemișule, nu știi ce pește ai mâncat? Uite, ai și lui Leonardo un pui, că a pierdut unul. Tata, îți mai trebuie mașina. Nu mai ți-am făcut o cadou. Îi fac timp pe la mâșule. Nu ai bani să-ți iei, a? Pe ce facem noi, bă? Bă, Bobiță, ce facem noi? Nu știu. Am luat gripa, nu mă simt. Mă dă repetul, mă dă repetul. De la David, da? De la Leonardo. A, și Leonardo e răcit. Până acum... Băi, sunt de ceva de ce. Dar nu uitare, David, mă dau. Dar ce mie să dau. Băi, am făcut un loc și mie nu știu ce te-ai făcut. Ce păi depinde, ce ai făcut? Leonardo, bă, ăsta, Bobiță, spune ceva la prietenii tăi aici. Amicu, da, îți arăt ce am eu. Frumos, ce? Ia. Mă, în bucătării. Hai zi ceva la... Mai am unul aici. Bine, zi ceva la prietenii tăi. Uite! Spune-ți amândoi ceva acolo la prieteni. David, nu mai ține puiul în mână, Bobiță. Nu se pune el undeva. Băi, Bobiță, zi ceva la prietenii tăi, că te iubesc prietenii tăi. Salutare, salutare! Când îmi aduci și mie pompa ca să dau cu irbiciul la parte? Am eu o bine. Bine, 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 dăm cu flex, polizăm alea și o dăm cu lac, cu amlac. Să-l spun ceva, să-l spun ceva. Și mașina golful lui Luciu, știi? Ce? Și mașina lui Luciu, de asta, da. De la pod. Da.
O știi? Da. Mașina. A sărit o piatră și a spart piatra, a spart geamul. Lasă, cum, să spart geamul, dar brizi. Uite, Burtica, uite, grăsimea, ajunci-le! Așa, și? I-ai zis lui Lucie. Mamă, bunica mea, taică mi era, doi ei. București, se duce pachetul la bunicul meu și a dormit acolo. Uite, seara. Uite-i pachet, pui. Uleu, bravo. Facem noi mâine sau mai târziu. Facem ceva la zi. Eu vreau să-mi dai iarba, să pun cu mică. Păi și eu trebuie să dai iarba și după aia să pun cu rău. Nu am o tocoasă de mică, de roșie. De curent? Nu, e pentru gazon. Ia să o vedem. De curent? Pe roate de aia? Da, de care? La mână. Ai făcut-o. Care ceva? Ai făcut-o. Ia să-mi dai și mie să văd dacă nu s-a făcut eu una. Pe de aici la noi nu e. Să cumpăr de la Treaba sau de la Severin una de aia bună. Să fac gardul, vai de mine. Nu pot singur, ne-ai mișul. Ce facem noi? Ne mai trebuie întăriri, ia? Păi degeaba întâlnit, dar ne trebuie multe acolo, trebuie să-l dărâmăm tot. Da, să facem gardul pe aici. Facem și noi ca alu bucătarul. Cumpărăm plasă de aia. A, cu plasă. Plasă, să se vadă tot prin curte. Da. Da. Merge mult, merge vreo 100 și ceva, 100 de milioane. De ce cheia asta se deschide? Tablă. Nu știu. Ce tablă? Păi 100 de milioane merge, gata, mai mult. Mm. Trebuie să vedem să facem curățenie, trebuie să dărâmăm astea, prieteni. Ăsta, căsuța și cu ăla. Bă, liniște, băi, copii! Alo, copii! Liniște că plec dacă nu știu. În vara asta facem aici, spargem tot, prieteni, ca să știți. Căsuța, tot. Stai, mă! Ai fost la bunicul tu, la Leo? Bine, ne trebuie 100 de milioane și să facem pagarul ăsta aici. Mă lasă cheia, Alex. Bă, o rup și nu mai avem cu ce. Bă, lasă cheia acolo, pune la loc. Asta vedem ce facem și cu gardă și cu aia. Trebuie să ne investim să facem cu mult pe aici. Facem vara asta aici, o piscină. Pe mine nu ne trebuie o piscină aici. O piscină acolo, unde... Acolo, lângă Făișor. Lângă Făișor, acolo. Trebuie să vedem să facem ceva pe aici. Da, Mișule, trebuie să facem ceva pe aici. Să scăpăm de petroile alea de acolo, unde să le punem. Să vină să spargem tot pe aici. Jimmy sau cine? Păi și unde le pui? Să punem undeva acolo frumos. Facem un grătar, ceva frumos, să punem o umbreluță. Bună idee. Așa, mă, nu stăm la un grătar. Să zic că ți-am luat niște haine. Bă, Neamișule, am 5-6 perechi de Adidas și colo, de ce nu vrei? Păi i-am dat și eu. Nu sunt mici. Cum? Pe ce număr purtați, Neamiș? Eu. Ia să ne luați de la ultimul ciopric, 241. Și eu tot așa, 40-41. Tricouri ți-am oprit, pantaloni. Uite, să-ți dau pantaloni. Am, n-au să vină mie să-ți dau. Să-ți dau eu, Neamiș, să caut în mobilă, Neamiș, să văd ce... Aia a avut pantaloni, dar dacă cumpăr apoc. Aia e de la pușcărie. Și ce dată era? N-aia mai lăsat, nici mata să nu-i port. Lasă că-i dau eu, am destul. Îi dădeam eu că am blugi o grămadă, dar Neamiș e mare. Lasă că-i dau eu, că am... Neamișul poartă cum porți tu, nu e strâns, așa.
Fudul. Să-l văd pe Nemișu cu pantalon rupt, tăiați. Pă, aia spuneam. Bă, Lumina, am fost ieri la Logodnă, la vecinii ăștia ai noștri. Am băut două, trei pahare de vin, n-am putut să mai beau. Ne-am distrat. Am fost cu fratele meu, cu Marco. Și Marco s-a îmbătat rău. S-a îmbătat ăla... Marco s-a făcut praful. Da. Da. Eu n-am putut să mai beau. Păi zic că ai băut sâmbătă seara. Am băut sâmbătă seara la nuntă. Și n-am putut să mai beau. Lusane, ce faci? Parcana, mă, ce faci, mă, Lumina? Abia merge, Neamiș. Păi da. Merge, Neamiș, și le tăiem? Hai, hai să-l ajutăm. Ia filmează-ne. Iar zic prietenii. Iar zic prietenii că nu fac nimic, dar cu telefonul în mână. Ia, păi filmezi, prieteni. Spun acolo că sunt puturos. Nu, să tăiem un pic aici. Să văd dacă e drept. Să tăiem așa. Să văd dacă nu. Opa. Izidor. Mamă, păi trebuie mai vin eu cu drujba. Bre, Neamișule. Ia. Taie ăsta drept? Taie, mă, drept. Păi dă-te drept. Păi lasă-l la mine să-l încep eu. Hai, păi nu e drept. Lasă-l la mine să-l încep eu. De. Degetul. A. Ce faci? Păi ține. Hai ține măcar acolo. Ține vrei acolo, ține de acolo. Să ne încep eu un pic aici. Ce crezi că nu știu? Crezi că n-am prins vremea aia când tăiam lemne cu joagări de ăsta. Ține, lasă, ține de aia. Am prins vremea de tăiam lemne așa. Așa cu dinții înainte. Păi? E așa se taie. Așa se taie, dar aia n-ai tăiat. Da. Păi, la fel de trebuie. Încet, încet. Da, da, pornește mai greu, dar și când pornește... Ce vreme are și de un știu, a? Am prins vremea aia când tăiam lemne așa cu asta, dar merge drept, nu merge. A? Nu se numează, că ține puțin. Ia, dă și la mine și ea filmează tu. Ia. Ia, tu știi, ia. Păi cum să nu, ia. Că nu știi nimic, tu. Eu? Iar zici la... Ia. Ia să vedem, știe. Știe, dar nu știe, nu mai pot, am obosit. Bă! Mâna aia jos. Stai, stai. Jos acolo pune mâna. Alo, nu umbla. Acolo. Păi cursa mai lungă, până în cap, așa. Împinge și nu apăsă. Ia uite, nu știe Dănuț. Știe, trebuie să învețe. Da, da, fă cursa mai lungă. Și mergi drept. Te lumine, nu știe fractul. Nu mai pot, am obosit.
Am pus la treabă, ia. Ia, l-ai tăiat drept. Ia, ane mișu. Un pic într-o parte. Ia. E puțin, mai zis, dar e drept. E, bă. Ia, ține. Cât de înaltă? Ia de măsa aia. Nu vrei aia, măi. Eu închid și filmează surmei să facă și ea video aici în continuare ce faceți, bine? Hai! Gata, prieteni, spuneți aici! Salut, salut! Hai că închid eu și filmează tu acum, să filmezi și tu, hai! Ha? Să filmezi și tu, zic! Hai, gata! Ce? Gata, prieteni, uitați să vă abonați, lăsați un com, un like, un share, tot ce trebuie! Vă pupăm și o zi frumoasă! Cu părul în fiecare zi când păi, lasă că sunt tu... la bucătărie pe mine mă. Păi, a, da. Mai spus unii că unii prieteni că în comentarii. Cum murdar că n-ai făcut chef. Unde? Pentru că nici la bucătărie nu mă. Mă, prieten, asta e mama, nu e puturoasă toată ziua, stă cum se trezește. Trezește dimineața, sunt ba cu vase, ba la mâncare. Mama nu se laudă. Nu nimic, ăștia suntem, mama în bucătărie și cam atât. Zic alte domni că am mama nici la făcut. Am dat jos. Unghiile și uite în ce hala. Lăsați hate-ul, lăsați gura rea, nu mai dați. Hai, voi cu părerea. Hai că nu te mai dai băgat și tu, vorbești și tu. Hai da, pa, pa.